Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, mă numesc Zidana Ozacună, bun venit pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozacună. Dragii mei prieteni, eu astăzi am făcut o rețetă foarte gustoasă, această rețetă pe canalul meu de YouTube, deci este foarte mult văzută, de milioane de persoane, nu de mii, dar de milioane, dar această rețetă au făcut-o foarte multă lume, deci harbuz marinat sau lubiniță, marinată. Deci nu vă închipuiți cu un gust de dulce acrișor cât e de gustoasă. O combinație foarte bună pentru fripturi, pentru carne, pentru carne coaptă, pentru pește. Chiar și pur și simplu așa, deci să o mănânci. Asta, dragii mei prieteni, deci este din an. Ia uitați-vă cu capac diferit. Ia se vede foarte bine că capacul este diferit și e puțin mai vechi. Dar acestea sunt de astăzi, că eu astăzi le-am făcut. Și vreau să vă arăt fix după aceeași rețetă. Ia uitați-vă cât de bine s-a păstrat, cât e de gustoasă, cât de bine arată. Deci, cu siguranță, cine vine la mine și gustă, harbuz marinat, așa cum se spune la noi în sat, deci este mulțumit. Sunt foarte multe rețete de harbuz marinat, așa se spune la noi, dar voi știți, spuneți că în România se numește lubiniță, deci marinată. Dragii mei prieteni, această moare sau acest bulion sau acest suc, el la fel este gustos de mâncat. Absolut tot ce este în borcanel, deci este de mâncat. Și vreau să vă arăt cum arată, deci, înăuntru. Ia uitați-vă cât de limpede, cât de frumos sunt din anul trecut, dar după așa rețetă, deci am făcut și anul acesta. Așa, s-a păstrat culoarea foarte bine, că i-am pus și puțin oțet și eu vreau să vă scot din borcanelul meu și să vă arăt cât de bine deci arată. Așa, ia uitați-vă. Minunați! Multă lumea se întrebă, dar nu putem să nu punem coajă? Nu, dragii mei prieteni. Secretul la acești harbujei marinați chiar este coaja, fiindcă ea ronță. Deci ei nu sunt moi, da? Dar ei sunt puțin crocanți, foarte gustoși. Eu am toată rețeta aici, dacă să vedeți, deci sub în comentariu, da, cu linkul albastru, așa, cum este tot pas cu pas de făcut. Graviduțile, mă iertați, știu precis că iubesc foarte mult din voi dulce acrișor. Foarte gustoși, dragii mei prieteni, minunați. Niciodată nu schimb această rețetă pe nimic. Vreau să vă arăt cum ronță-i, deci, coaja, chiar dacă este a doilea an. Foarte gustos. Hai să vă arăt toată rețeta cum am făcut eu această minunată rețetă din harbuj marinat. Da, ei există și harbuj murază și sunt marinați cu un gust specific, un dulce acrișor. Foarte, foarte multă lume mulțumită după această rețetă. N-ai să dai greș și cu dragă să-mi spui mulțumesc, Zidana, mi-a plăcut. Dragii mei prieteni, eu vreau să vă arăt. Eu am aici lubenița mea sau harbuji. Eu am ce spun harbuj, fiindcă la noi harbuj se numesc, da? Eu am aici o sponză, așa se numește, da, curată. Eu o pun așa, în felul următor, și lubinița mea sau harbujii mei, eu îi spăl cu bicarbonat de sodiu, deși Zidana, fiindcă în primul rând, bicarbonatul de sodiu scoate toată infecția, adică toate bacteriile, chiar dacă harbujii sunt crescuți cu vreun materiale grele, adică ca eu, așa, și în primul rând nu uităm că coaja la lubinița mea, noi o să o mâncăm, deci în marinadă, adică în borcan. Foarte bine îl facem, bine lubinița, așa, și în felul următor. Să știți, cu cât mai bine, deci noi spălăm cu bicarbonată de sodiu pe toți, da? Cu atât ei sunt mai sănătoși pentru noi, da? Deci nu jeli. Deci sodă de mâncare, bicarbonat cu sodiu de opt și toate fructele, da, fiindcă acum ele sunt multe aduse peste hotare, mulți le cresc la noi și le cresc cu pesticide și numai decât spălați-le cu bicarbonat de sodiu. Deci spăl toată lubinița mea sau harbuzul meu. Dragii mei prieteni, după ce eu am spălat
Deci lubinița mea foarte bine. Eu am să-mi tai lubinița, deci în două, numai decât. La mine este foarte coaptă, dar foarte coaptă, dar și dulce. Vă alegeți numai decât un carbo sau o lubiniță, o lubiniță, da? Cât este de posibil de coaptă și dulce. Uitați-vă și culoare frumoasă, deci are harbozul meu. Și ce am nevoie, dragi mei prieteni, pentru această rețetă minunată? În primul rând, eu am aici mărar, numai decât mărar și cu câte o frunzuliță de frunză de dafină, sare, zahăr, oțet, usturoi, borcanele spălate cu sodă de mâncare sau bicarbonat de sodiu, da? Cimbru, dragii mei prieteni, eu voi pune cimbru, este foarte important, foarte puțin, dar voi pune busuioc, așa, țelină și izmă, minte rece. Și clar că voi pune, dragii mei prieteni, piparaș negru și câteva rodele de ceapă, da? În primul și în primul rând eu trebuie să-mi tai tot hărbuzul meu într-așa fel că se încapă în borcane. Voi îl tăieți cum vreți voi, dar eu am zvărât cum îl tai, deci eu. Dragii mei prieteni, hărbuzul este, deci, fructul meu preferat. Hărbuzul și cireșele. Cât este de mustos și cât este, deci, de gustos. Așa. Se vede bine? Da, se vede. Așa. Ia uitați, noi trebuie să tăiem așa părți ca să încapă, deci, în borcanel. Dragii mei prieteni, eu fac în felul următor. Ia uitați-o, da? Deci, eu pun în borcanul meu, astfel, deci, hărbozul meu, da? Așa. Ca să împac, ca să încap cât mai mult, dar am să vă rog atent ca să nu-l formăm, da? Deseori eu mai tai și așa, triunghiular. Ia, vedeți? Așa, încet. Și la urmă am să-i pun toate merodenile. E ca așa umplu toate borcanele mele cu lubeniță sau cu harbuz. Așa, eu fac borcane de data asta fără vin, dar voi puteți pune, deci, cu vin. Dragii mei prieteni, deci eu am pus borcanele mele în astfel. Și ce fac eu acum? Le pun câte un cățel, doi de usturoi. La toate, numai decât. Usturoi e foarte important. Sunt multe persoane care spui, Zidana, mie nu-mi place usturoi. Nu. Usturoiul le face marinada foarte gustoasă. Deci, eu pun usturoi. La mine usturoi este de grădină. Uitați-vă și usturoi frumos am eu. Așa. Câte un cățel, doi. Dacă e mai mărunt, puneți doi. Dacă e mai mășcățar, puneți 10 1. După ce am pus usturoiul, dragii mei prieteni, eu voi pune câte o rodelă de ceapă. La fel, foarte important, că ceapa îi dă un gust diferit. Așa. La toate borcanele, deci câte o rodelă de deci ceapă. Ceapă care aveți voi. Așa, în felul următor. Ia, vedeți? Un secret foarte important, după și noi, deci am umplut toate borcanele, am pus usturoiul și ceapa, noi luăm câte un borcanel și în felul următor, dar încet. Așa, ca să așeze foarte bine lubenița. Ia, uitați-vă cât loc a rămas, da? Așa, toate borcanele facem în felul următor, dar încet, ca să nu formăm, deci, miezul. Așa. Așa, ia, uitați-vă, rămas, deci, așa, loc. Și încă o hrincă, două de lubiniță, deci adăugăm, deci după și facem loc la toate borcanele. Dragii mei prieteni, și un secret foarte important, încă nu punem merodenile noastre, a doilea oară să le punem, opărim, deci lubinița noastră, apă clocotită, clocotită, apă fierbinte, fierbinte, fierbinte. Încet, să nu ne frigem, împlem borcanelul nostru cu apă peste harbuz, numai decât ceapa și usturoiul. Așa facem. Așa, și lăsăm, dragii mei prieteni, 20 de minute.
Așa, în mod, într-așa mod, 20 minute. Nu cumva noi să aruncăm acest suc, acest bulion, acest suc din arbuz, da? Fiindcă noi să-l fierbim a doua oară și punem merodienele toate, eu vă spun imediat cum, cât sare, cât oțet, cât zahăr, tot, și apoi această apă o turnăm peste el și o închidem. Este foarte important ca să stăi un timp ca el să moaie din partea la coajă, că noi știm că coaja este puțin dură, da? Dar numai decât combinația de marinadă, sare, zahăr, oțet și merodieni. Așa fac toate, deci, borcanele mele cu apă clocotită. Dragii mei prieteni, și după 15 minute iau ceasul, deci eu să nu mai pot pune mânuța, deci, pe dânsle călduță, noi scurgem, deci, tot siropul sau zeamă de la lubeniță, toată absolut. Tot până ultima picătură, tot. Și dăm drumul ca să fiarbă acest bulion. Așa, bine. Așa fac, deci, cu toate borcanele mele. Așa, mai am aici unul. Odată, deci, le-am opărit. Așa. Bine. Așa. Cu siguranță aici se mai rămână loc. Ia uitați-vă, da? Deci rămâne loc și eu dintr-un borcan a să le împlu pe toate, că spun tot pas cu pas. Eu te întreg. Deci arbuzul. Dăm drumul să fiarbă, dar până când eu îl scurg și îl fierb și eu a să încep a pune, deci, condimentele mele. Dragii mei prieteni, și ia uitați-vă, după ce le-am opărit, s-a lăsat loc. Ia uitați-vă, da? Deci ce fac eu? Un borcanel care deja am opărit lubenița sau harbozul meu, deci eu umplu iar din nou borcanul, numai decât. Fiindcă ca să nu închid, deci, borcanul puțină lubeniță. Așa, bine. Ia uitați-vă cum s-a făcut, deci, loc. Așa fac și cu restul borcanului, numai decât. Așa, iar din nou. Eu harboz, așa, și umplu toate borcanele, fiindcă el scade, după ce noi le operim, da, și îmi rămâne loc, deci, în borcan. Și deci trebuie să umplu toate borcanele mele, până când apa fierbe și eu acum trec cu marinada. Dragii mei prieteni, și până când fierbe, deci, zama mea la harboz, ia câtă o, da, am pus-o, deci, la fiert, hai să începem cu sarea, zahărul și oțet. Aici e foarte important cât sare, deci noi punem la un borcan de 3 litri. La mine este un borcan de 3 litri. Eu am sare groasă, grunjoasă, sare de masă. Dragii mei prieteni, o lingură plină, ia uitați-vă, plină vârfă, da? Deci o adăugăm la borcanul nostru. Dragii mei prieteni, fix cu aceeași lingură, deci noi adăugăm zahărul, foarte important. Câte linguri? 3. Întotdeauna să știi o lingură, deci, de sare și 3 linguri de zahăr, plină până în vârf. 1, 2, 3. Atât. Iar că asta este cantitatea la un borcan de 3 litri. Foarte important, dragii mei prieteni, deci, numai decât merodienile. Mărar, o umbreluță de marar uscat, în cazul meu, deci este uscat din grădina mea, o frunză de dafină, nu mai decât, așa, deci la un borcan de 3 litri, o frunzuliță de țelină, nu mai decât țelină, că țelină îi dă un gust mai specific la marinadă. O steblă de busuioc, poți pui și fără busuioc, dar credeți-mă, cu busuioc, o frunzuliță, o steblă, îi dă un gust așa, cum spune, afrodiziac, un gust interesant. O frunzuliță, deci, de busuioc. O frunzuliță de melisă sau de mintă rece, la fel, fiindcă nu vă închipuiți și gust interesant de ce are. O steblă de cimbru. Cimbru pentru zămușoară. O stebluță micuță, la borcanul meu. Ia câtă ui. Dragii mei prieteni, 5 bobițe de piper negru, nu mai mult, 5 este suficient. Eu am, deci, piper negru, dar este de culoare roșie. Peste ea, la fel,
Foarte important că se dă un gust interesant, un gust de marinadă. Dragii mei prieteni, cel mai important. Deci ingredient 70 de ml de oțet. La orice borcan, deci de 3 litri. 70 de ml. Numai decât fiindcă oțetul, sarea, zahărul, ele dă un gust, frunza de dată, un gust foarte interesant. Cu siguranță să mă întreb, cât procente are oțetul tău, Zidana? 9%. Să-l gustați înainte de a-l cumpăra, da? Deci, 70 de ml. Dragii mei prieteni, asta este toată marinada. Să fiți atent. După și să ferbe apa mea, așa, ia câte o cușă fiartă, eu torn peste ea, deci închid foarte bine cu căpacul și o pun sub toplapumă până mâine dimineață, până când se răcește. Așa fac, deci, cu toată marinada. E foarte ușor. Vreau să vă mai repet încă o dată. Deci, o la borcanul de 3 litri, o lingură de sare, 3 linguri fix o aceeași lingură de zahăr, frunză de dafină, cimbru, numai decât eu pun busuioc și mintă rece și țelină, da? Deci piper negru, deja ceapă, usturoi o are. Dragii mei prieteni, ofert apa în clocul și am turnat peste ea și am închis-o. Voi nu vă închipuiți câtă lume deci face după această rețetă, că rețeta asta eu am făcut-o și în an, și în an țărți și cu 2-3 ani urmă și dă foarte mare succes. Foarte multă lume m-a sunat și mi-a spus, Dana, această lubeniță n-am mâncat niciodată, lubeniță astfel marinată, dar e foarte, foarte gustoasă. O combinație cu carne, o combinație cu pește, cu salată sau chiar și așa poți o mănânci. Nu vă închipuiți și gustoșenii. Fiindcă lubenița sau harbuzul, cum îi spunem noi, el este dulce și cu marinada care noi am pus-o și cu acest suc al ei, deci care eu l-am opărit, deci se primește nemaipomenit de gustos. Trecem la turnat, deci marinada. Dragii mei prieteni, uitați-vă, apa mea sau sucul meu de la lubeniță trebuie să fiarbă foarte bine, important, da? Adică el trebuie să dă în clocot. Încă un minut îl lăsăm până când el fierbe și deci luăm cu o cană, așa cum îi spun eu, și turnăm acest bulion peste hărbozul nostru și peste toate merodenile noastre, da? Numai decât trebuie să fiarbă. Atent, așa, încă puțin, încă câteva secunde. Dragii mei prieteni, în felul următor, uitați-vă că fierbe, trebuie să fiarbă numai decât. Și noi luăm, deci, sucul nostru, da? Și turnăm peste lubenița noastră. În plen, deci borcanul, foarte important. Și după ce am umplut borcanul cu apă fierbinte, așa, deci noi închidem cu mașinuța mea magică, cum o închid eu de fiecare dată. Așa, dragii mei prieteni, ia uitați-vă. Așa, putem, așa. Până am închis-o foarte, foarte bine, iar cu așa să fac un zgomot în mine, eu foarte mult îmi este de folos astfel de mașinuț, dar foarte, foarte mult. Așa. Așa, Zidane, fiind. Așa, ia uitați. Atât, ia și zgomot faci, ascultați, ia. Gata. Când e așa este, deci e închis și o pun sub toplapumă. Deci, ca stăi până mâine dimineață. Și atâta, dragii mei prieteni, fierbinte, atent, e foarte fierbinte, dar până mâine dimineață, deci va sta sub plapumă. Și asta este toată rețeta mea, dragii mei prieteni. Cu mult drag, Zidana Uzacumna. N-a să regretați după așa rețetă de lubeniță sau harbuz mărinat, nu murat, dar mărinat.